Noroc e proaș de soare, presupun că mulți dintre voi deja au văzut acest material de la Jurnal TV, în care Vasile Lucheanu încearcă să-l sune pe Vlad Plahotniuc. Domnule Plahotniuc, bună ziua! Da? Vasile Lucheanu, Jurnal TV. Incredibil. Hei, Andrei, dar ce înseamnă încearcă? Lui și îi reușește. Da, dar eu totuși vreau să subliniez acest cuvânt, pentru că până la urmă Vasile încearcă să afle de la șeful organizației mafioase Partidului Democrat dacă el are vreo legătură sau nu cu Andrei Năstas, Năstas, Nustas, Stasunt Sasus, clona lui Andrei Năstase din alegerile pe circumscripție. Dar Vlad Plahotniuc, din postura lui de mic napoleoncic înșerbântat, în loc să apere, pornește la atac. Vă folosiți salariile date de niște interlopi. Aveți confort în asta? Eu cred că dumneavoastră folosiți acum un atac la adresa presei. Nu am nimic cu interlopii. În mod destul de absurd și lipsit de sens. Și așa cum nouă ne pasă de imaginea lui Vlad Plahotniuc în public, noi vrem el să fie luat în serios, pentru că cac-nicac e băi. E om, om cu facultăți în spate, cu organizații de caritate. Noi nu o să lăsăm asta reșe în vânt și o să o sunsăm, noi singuri cu mâna noastră să-l sunăm și să încercăm să-l luăm la întrebări. Nu știu, puțin măcar să-l întrebăm, e ca și cu cărțile astea pe care el le-a declarat în declarația de avere. El a menționat că are o colecție de cărți de anticariat de 11 milioane de lei. De asemenea, el indică un set de cărți anticariat și universale care ar valora 11 milioane de lei. Ulterior însă aceste informații au fost șterse din documentul publicat de CEC, pe motiv că nu trebuiau afișate. Și noi vrem să aflăm... Cacova, de ce? Cum explică el prezența acestor cărți? Și loc au... Și înseamnă cărțile în viața lui? Asta vrem să obținem. Să vedem. Ne va răspunde sau nu la telefon? Domnule Plahotniuc, sunt eu, Cristi Tabără. Da, o să mă pun în genunchi? Da, treci, Cristi, repejor. Promiteți că nu o să dureze ca data trecută? Chestia asta nu-ți dureze atâta. Da. Domn Plahotniuc, bună ziua! Aveți un minut? Da. Andrei Bolocan, de la emisiunea Lumina. Incredibil. Ce anume este incredibil? Nu, asta e lui Cristi. Și ce-l interesează pe Andrei de la emisiunea mafioților? Domn Plahotniuc, care mafioț? Eu sunt independent. Fac video, le postez pe Facebook. Asta unde Xenia Deli pune poză? Nu, domn Plahotniuc, asta e Instagram. Pe Facebook, asta e acolo unde dumneavoastră în fiecare lună sponsorizați link-uri cu știri false, propagandă. Incredibil. Aici aveți dreptate, într-adevăr. Este incredibil câți bani băgați dumneavoastră lunar ca să plătiți o armată de lingăi. Da, și care e întrebarea, Vasile? Domn Plahotniuc, eu nu-s Vasile, eu-s Andrei, de la emisiunea Lumina. Incredibil. Eu, de fapt, cu o altă întrebare vă sun. Eu am fost profund impresionat să aflu din declarația dumneavoastră de avere că aveți o colecție atât de mare de cărți. Da, într-adevăr, am o calodă. Eu mă refer la cărțile de lectură. După astea s-a luțuțu. Le luai de la gumanitarca din Strășeni. Păi ați declarat la Comisia Electorală Centrală că vă aparțin și valorează 11 milioane de lei. Lasă-te Comisia Electorală Centrală. Cât ai zis că valorează cărțile? 11 milioane. Așa scrie. Adică scria, dar după asta a fost blurat. Costea! Alo? Costea, tu și-ai huit să dai atâta bani pe cărți. Domnul Plahotniuc, dar tot dumneavoastră mi-a spus că... O carte citită valorează cât o viață trăită. Nu pot eu în viața ta, vreau, ce și înseamnă banii ăștia pentru mine? Fiecare bani trebuie să chiar lăsiți. Alo? Alo? Domn Plahotniuc? Alo? Mai e cineva pe fir? Da, sunt eu, Cristian Tabără. Oh, domnule Tabăr, ce onoare! Bună ziua! O scurtă întrebare. Dumneavoastră știu că aveți emisiunea Eurodicționar la televiziunea publică. Acolo explicați tot felul de noțiuni, cuvinte noi pentru moldoveni. Dar ați putea puțin să ne explicați nouă ce înseamnă noțiunea de verticalitate pentru un jurnalist? Alo? Alo? Blin, foarte ciudat. Eu precis n-am sunat la casă de nebuni. Și număr era acolo? 13? 6. Nu, tot normal, Partidul Democrat.